Pasagerii ar putea scoate mai mulți bani din buzunare pentru călătorii. Potrivit Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, în urma întrevederii cu ministrul infrastructurii Andrei Spânu, s-a ajuns la un consens, astfel încât tariful pentru rutele raionale să coste 80 de bani pentru un kilometru, cu 20 de bani mai mult decât acum, iar cele interurbane 70 de bani pentru un kilometru, adică cu 10 bani mai mult. Potrivit președintelui Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, cel mai probabil noile tarife vor intra în vigoare din 1 martie. Dacă luni depășim toate chestiunile astea tehnice, putem să spunem că elementul cel de nemulțumire, de tensiune între minister și transportator dispare. Ceea ce ne-a propus acum ministrul, dumnealui trebuie să pună pe foaie și să ne arăte documentul. Între timp, transportatorii au reluat cursele după 3 zile de grevă. Totuși, șoferii spun că cea mai oportună soluție ar fi micșorarea prețului la combustibil, astfel încât oamenii să-și permită să plătească biletele. Nu trebuie să ne scumpească drumul sau tot la pasageri să le fie greu, pentru că salariul lor n-a să le ajungă să achite. Nu, unii trebuie motorina să ne-o dăi la transportatori, să ne-o dăi mai jos. Aș fi mai bine să nu bată în nărod, dar să bată în stat. Sunt ei mai ieftin ceva solearcă. Lasă mărească biletele, dar dacă până mă vinem cu 3 oameni, azi vin cu 2. Noi ca șoferi, chiar și patronul, nu dorește să mărească prețul. Pentru că noi banii care ridicăm, vrem să-i luăm, îi luăm de la mama, de la tata, de la fraze, la toți. Principalul să hotărească întrebarea cu combustibilul, să putem să fim alimentați la o alimentare fiecare special pentru rutiere. La rândul lor, pasagerii spun că protestul transportatorilor le-a dat planurile peste cap. Eu trebuie să venim la bolniță, n-am avut cu nu mă apucă și ea care trebuie să venim de amuia. Nu mai decât că ar bate la buzunar, fiindcă avem pensii, eu am o pensie de 1.600 de lei. Soțul e invalid de gradul 2. Cum putem noi să ne întreținem cu așa pensii? Și într-un caz, că nu or să ducă nimeni, nu or să aibă asta, călători. Reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ne-au declarat că discuțiile cu transportatorii au fost constructive, însă au refuzat să ne ofere mai multe detalii. Au fost discuții foarte constructive, respectiv săptămâna viitoare vom reveni cu tot pachetul de acțiuni care le vom lua la nivel de minister. Ultima dată, tariful pentru călătoriile interurbane a fost majorat în ianuarie 2020 în urma protestelor transportatorilor. Atunci acesta a fost majorat cu 12 bani, de la 48 la 60 de bani pentru un kilometru.